Gabi Balint, adus în urmă cu câteva zile pe banca echipei CS Universitatea Craiova, a avut un debut cum nu se putea mai reușit. Albalbaștrii au obținut o victorie categorică, scor 6-0 cu Minerul Motru pe stadionul Ion Oblemenco. Jocul echipei nu a fost doar eficient, ci și spectaculos, încântându-i pe cei peste 4.000 de spectatori din tribune. La încheierea partidei, Balint s-a declarat mulțumit și a recunoscut că în repriza a doua le-a transmis jucătorilor să se menajeze în vederea următorului meci din campionat. Un debut, ce să spun, mai mult decât atât. Eu cred că trebuie să fim mulțumiți pentru meciul de astăzi. Sigur că trebuie să ținem cont că am întâlnit echipa care e pe ultimul loc. Asta nu înseamnă că a fost o echipă slabă. Noi am jucat foarte bine. Mi-a plăcut în primul rând devotamentul băieților. Mi-a plăcut că au fost concentrați. Din primul minut le-am și spus, trebuie să tragem foarte tare la început, pentru că dacă înscriem un gol, poate să cadă adversarul și atunci putem să jucăm mult mai lejer. Repriza a doua le-am zis să mai oprească ușor, să nu mai facem prea mult efort, pentru că e meci miercuri. Schimbările pe care le-am făcut tot la fel le-am făcut gândindu-mă la meciul de miercuri. Sper să o ținem tot așa. Costin Curelea, autorul unui hat-trick în meciul cu Minerul Motru, a lăsat să se înțeleagă că, odată cu venirea lui Balint pe bancă, echipa evoluează cu mai multă plăcere. Ne dorim foarte tare să promovăm. Și astfel de jocuri ne dau încredere, marcând și multe goluri, jucând cu atâta entuziasm. Se vede că s-a schimbat ceva, e o altă dorință, altă plăcere. Ai o normă până la final? Nu mi-am propus niciodată și nici nu m-a interesat acest lucru decât să mă văd în Liga 1. Capitanul Mihăiță Pleșan nu a reușit să marcheze, dar păstrează golurile pentru partida cu FC Olt. De când ai mai ratat atâtea ocazii? De mult timp. L-am ținut pentru meciul care urmează, o să mă revanșez meciul care urmează. Rezultate surprinzătoare în etapa asta. Singurii care ați profitat. Chiar nu mă interesează de restul. Mă interesează de noi să jucăm cum am jucat și cred că vom avea rezultate. După partida cu Minerul Motru din etapa 18 a Ligii a doua, CS Universitatea Craiova este lideră în seria a doua, cu 35 de puncte. Miercuri, de la ora 15, albaștrii vor juca la Slatina cu FC Olt, ocupanta poziției a 5-a.